Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, care ați fost atenți duminica trecută, ați văzut dilema Sfinților Apostoli privind vindecarea copilului lunatic, dar ați văzut și modul în care Dumnezeu a arătat paradoxul acestei dileme când a spus: nu la întâmplare, ci cu post și rugăciune pot să se curățească acest soi de demoni care străjuiesc pe omul cuprins sau îndrăcit sau demonizat. Problema aceasta de curățire și de luminare, apostolii i-au pierdut, ca să spunem, firul în urcușul duhovnicesc, i-au pierdut înțelegerea atunci când la schimbarea la față în Tabor, fapt de unde se petrece și prima întâmplare, deci la coborârea din munte, la a doua coborâre, deci la a doua întâmplare, deci care urma la rând, ei la fel s-au pus în dilemă neștiind ceea ce trebuie să facă. Deci stăteau, cum spune Evanghelia și începe foarte frumos, coborând, deci și mergând spre Ierusalim, ei stăteau întristați și supărați că nu-L înțelegeau pe Iisus Hristos în tabloul despre care le vorbea, vorbindu-le de patimă, vorbindu-le de întrupare și vorbindu-le de înviere, deci de răstignire, nu de întrupare, deci, și vorbindu-le de învierea de a treia zi. Și atunci stăteau în dilemă, dar nici nu îndrăzneau ca să-L întrebe: Doamne, ce este cu cuvintele acestea? Eșecurile au fost suficiente. Petru este cel din tâi care îl ajută și spune: Doamne, Tu ești Hristosul Dumnezeului celui viu. Se bucură Mântuitorul Hristos și îi prezice că de la Duhul Sfânt s-a descoperit aceasta. Dar mergând pe cale, Petru este cel care îi oprește Mântuitorului lucrarea mesianică prin păcatul iubirii de sine: cruță-te pe tine, Doamne, să nu-ți fie ție una ca aceasta, la care Mântuitorul se întristează și ocărăște pe Petru sub o formă mai abstractă, cum ați auzit și la muntele Carantania: Domnului Dumnezeului tău să te închini, Lui să-i slujești, înapoi a mea satană, deci trebuia împlinit actul mântuirii. Iar în al treilea lucru, și la schimbarea la față pe Tabor, cei trei apostoli s-au întristat de moarte, de patimă și de înviere, prin acel verset cu caracter schimbat, adică o frică mai lașă, dar o frică mai acoperită: Doamne, bine este aici să facem noi trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Deci nu la modul întâmplător. Era un alt fel, o altă formă de a încerca să-L convingă pe Mântuitorul Hristos că nu este necesar să șadă, să coboare în Ierusalim și să sufere patima de bunăvoie. Dar Mântuitorul tace, nu spune nimic și Sfântul Maxim este cel care tâlcuiește și ne arată că la Tabor, în momentul arătării, deci slavei lui Dumnezeu, acelui nor minunat, se arată întâi cele mari, adică puterea treimii în însușirea ipostasurilor. Deci se vede ca și la Bobotează, când Duhul Sfânt adeverește în chip ca de porumb, că acolo avem de față pe Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu, avem pe Tatăl care vorbește și Duhul care strălucește, prin faptul că treimea ipostatnică este... Deci este una în ființă, dar întreită în persoanele ipostasului, nu în persoanele ființei. Și iată, ei nu înțeleg acest lucru, că Iisus Hristos este din treime. Deci este născut din Tatăl și își păstrează această însușire și are această putere de a mântui sau de a completa sau de a, să spunem, de a, dacă ați văzut vreodată un diabetic de insulină care își face acel ser prin care el rezistă și metabolismul merge normal. Iisus Hristos, la fel, prin puterea dumnezească, putea să completeze, purtând și firea omenească pe care o sfințește, lipsa sau opacitatea simțului alterat prin căderea lui Adam. Deci acolo unde a greșit omul, Dumnezeu să repare și să dispară acea pată pe care tu o scoți, să spunem, de pe orice haină cu un anumit detergent. Deci Hristos venea să curețe firea omenească, să o facă desăvârșită. Ei ca oameni nu înțeleg lucrul acestea. Cele mai mari decât acestea sunt nemărginirea lui Dumnezeu. Deci ceea ce n-au înțeles nici de data aceasta, că orice s-ar întâmpla și oricât s-ar împotrivi oamenii, omul nu poate să se pună de-a curmezișul împotriva planului lui Dumnezeu.
Și în cele din urmă, deci și în cele din urmă, se arată, dacă vreți să vedeți nemărginirea lui Dumnezeu prin schimbarea la față, și cei doi, Moise și Ilie, care se văd în slava lui Hristos, iar cei ce au căzut cu fața la pământ, fiindcă slava li s-a arătat cât s-a putut, de ce vă duc aici, ca să înțelegeți greșelile de mai jos ale acelor doi apostoli care astăzi vin în discuție cu Mântuitorul Hristos. Cad cu fața la pământ, dar din tabloul speculativ al ochiului trupesc au văzut pe cei doi ce vorbeau cu Mântuitorul despre patimă și n-au înțeles. Dar și-ar fi dorit în inima lor, prin înălțarea minții, să fie ei cei care să completeze aceste locuri. Și atunci, coborâți din tabor, după minunea cu îndrăcitul, deci cu demonizatul mut și surd, mama fiilor lui Zevedeu, cum arată cei doi evangheliști, Matei prezintă că mama fiilor lui Zevedei, venind cu fiii săi la Mântuitorul, a cerut ceva de la el. Evanghelistul Marcu spune că cei doi au venit de la sine. Deci, Doamne, te rugăm noi ceva. Când vei fi în slava ta, deci cuvântul greu pe care l-au scăpat în primul moment, unul să stea de-a stânga și unul să stea de-a dreapta. De fapt, asta este esența Evangheliei de astăzi, la care Mântuitorul se opune într-un mod indirect și spune, nu știți ce cereți, poate chiar nu știți ce vreți, cum spune al doilea evanghelist, dar în același timp relatează, nu-mi este mie a da locul de-a dreapta și de-a stânga și se oprește. Mai departe completează evanghelistul cuvintele pe care Mântuitorul le-ar fi spus, probabil după multe explicații dogmatice. Discuții referitoare la împărăția lui Dumnezeu care urma să vină, tot poporul lui Israel le-a purtat de-a lungul legii vechi. Tot poporul lui Israel credea într-un Dumnezeu care va mântui și va pierde pe toți dușmanii, cum ați văzut și în pustie, când omorea popoarele păgâne și făcea loc fiilor lui Israel, când s-a trecut Iordanul în țara Canaanului, când s-a trecut în ținutul Ierihonului și au căzut cetățile Ierihonului în trâmbițe și sunete și tot ce urmează, deci conform Scripturii. Dar ați văzut în același timp și dreptatea lui Dumnezeu de a se proslăvi prin acest popor. Deci ocrotirea Maicii Domnului, ocrotirea lui Iosif Logodnicu, minunea întrupării, minunea bunei vestiri și toate celelalte, fără să mai intrăm de amănunt în ele. Și atunci, la un moment dat, înțelegerile sau neînțelegerile dintre apostoli s-au mai ridicat la ranguri înalte de discuții pământești. Odată cei 70 fiind adunați cu Mântuitorul Hristos și cei 12, Mântuitorul sub arma smereniei, fiindcă nu-i putem spune altfel, este cea mai înaltă virtute pe care poate să o posede un om care trăiește în Dumnezeu, le spune, eu v-am trimis pe voi ca miei în mijlocul lupilor, dar să nu vă luați toiac, traiste sau încălțăminte. Unde veți intra acolo să cinați, să ziceți pați și case și așa mai departe. Dar în același timp, Mântuitorul le spune și veți fi bătuți, și veți fi prigoniți, și veți fi defăimați, și vă vor prinde, și vă vor da în sinagoge, și vă vor ucide, și veți suferi. Și cei 70 s-au speriat și au fugit. Și au rămas cei 12 ucenici. Dar cei 12 ucenici care au rămas, au fost și ei la rândul lor încercați. Voi de ce nu plecați? Și atunci se dă frumosul răspuns de către cei 12 apostoli care nu puteau să se pună în curmezișul Scripturii sau împlinirea actului mesianic, ci întăriți de puterea Duhului Sfânt care lucrează atunci când voiește și cui voiește, ei spun, nu putem pleca de la tine, învățătorule, la tine am găsit cuvântul vieții veșnice. Și iată, de aceea Mântuitorul a rămas tot timpul împrejurat de cei 12 ucenici care mai târziu, cum spune cântările lui Moise, s-au suit cai la mare și au tulburat ape multe, deci au înaintat ca niște hipodrome în țările păgânilor și le-au încreștinat și au tulburat toate valurile minților omenești de până atunci. Un alt lucru care relatează din Evanghelia de astăzi este și falsul misticism. Ce înseamnă falsul misticism? Cei doi, Ioan și Iacov, Petru fiind singur și fiind mustrat, a căzut cumva. Deci ați văzut când un șef își ceartă pe un subaltern, cel mai de-aproape a lui se bucură cumva că a mai scăzut un dușman, deci mai are numai unul.
Și într-un fel, cei doi s-au bucurat de căderea personală a lui Petru. Poate că pământește adineauri s-au întristat când au auzit răspunsul lui Petru: atât de frumos, tu ești Fiul lui Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu. Dar acum, profitând și ei de această ocazie, profitând de faptul că tocmai ei n-au fost cei ce în munte au spus: fă trei colibe, una lui Moise, una ție și una lui Ilie, ce au zis? Ia să cerem și noi ceva de la Dumnezeu. Sperând într-o împărăție împământească, deci într-o împărăție pământească, bazată pe temeiurile Sfintei Scripturi. Și care erau temeiurile? Hrănirea noroadelor în pustie cu 5 pâini și 2 pești, vindecarea muților, a surzilor, a șchiopilor, vindecarea ologilor, mersul pe mare. Deci iată prima îndrăzneală de depășire a firii omenești atunci când omul e în conlucrare cu Dumnezeu. Ce a zis Petru lui Dumnezeu? Deci tu poruncește să vin la tine. Și a mers pe mare ca pe uscat, dar în clipa când credința cade sub prăpastia rațiunii, automat Petru se scufundă. Doamne, nu mă lăsa, sau Doamne, ajută-mi mie. Și în acea clipă Mântuitorul îi spune: hai puțin, credinciosule, și întinde mâna. Deci iată cum omul se rătăcește din starea duhovnicească în starea materială rațională când încearcă să-și explice pe Dumnezeu logic. Deci când încearcă să-și explice pe Dumnezeu din cuvinte, ceea ce vorbeam adineauri de nemărginirea lui care nu are margine. Discuția dintre Iacov și Ioan a fost foarte aprinsă. Pe ce temei? Ceilalți 12, ceilalți 10 stăteau de față și se uitau. Se pare că Ioan, care fusese, deci Ioan Evanghelistul, ăsta tânărul, Ioan, fratele lui Iacob, fiul lui Zevedei, și cu Andrei, fratele lui Petru, mai înainte de a fi ucenicii lui Iisus, ei au fost și ucenicii lui Ioan Botezătorul. Și fiți siguri că erau plini de o altă învățătură duhovnicească, având deja un pregătitor până la învățătorul propriu-zis. Și erau mult mai dogmatici, erau mult mai pregătiți în chestiuni de întrebare. Și fiind și iubit, fiindcă era cel mai tânăr și mai curat și mai feciorelnic, Iacov fiind și el cel mai în vârstă dintre toți fiii lui Zevedeu, și se pare că și dintre apostoli, numai Petru, care era și el în vârstă și căsătorit, și-a permis să se apropie de Dumnezeu, știind că totuși este iubit Ioan și prin aceasta și fratele lui are trecere la învățătorul, și au pus în dilemă, sau au pus în contradicție învățătura lui Dumnezeu, încercând să se situeze pământește, și aici urmărim Evanghelia, deci în cuvântul în care îl spune, când vei fi tu întru slava ta, crezându-L pe Dumnezeu că în slavă va fi ca un împărat încoronat, sau va fi ca un om de rând care acapără o putere sau acapără o funcție și apoi o ține cu dinții. De aia și Mântuitorul le spune într-un final de Evanghelie: voi nu trebuie să fiți ca oamenii sau ca cârmuitorii și domnitorii neamurilor. Peste ele cei mai mari stăpânesc, dar la voi cel mai mare este cei slugă tuturor, și cine-i cel din tâi să fie sluga tuturor. Deci el le arată din nou iarăși un principiu al smereniei prin care omul se înalță, deci omul se înalță și dumnezeirea se ridică și se descoperă în umbra legii darului. De fapt, Mântuitorul a spus: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, să aflați odihnă sufletelor voastre. Deci odihna nu vine din stăpânire, odihna nu vine din mărire sau din funcție, ci odihna vine din liniștea interioară, pe care ei n-au înțeles-o și au confundat dumnezeirea, spune mai departe Sfântul Maxim, au confundat dumnezeirea cu funcții sau cu împărății pământești, după cum vor greși și duminica viitoare când vor spune: Osana, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului, iată împăratul lui Israel. Și apoi, ca mai târziu, tot fiindcă acum este cea mai, să spunem, este epoca sau epoca, este momentul, ca să spunem, cel mai de vârf al pătimirii. Hristos se apropie cu pași repezi de Ierusalim, urmează să fie cina de taină, urmează să fie vinderea, prinderea, deci și postul în aceste momente când lumea este mult mai curată sufletește, își expune prin învățătura Sfinților Părinți cele mai înalte lucruri despre actul întrupării. Pentru că și mintea s-a curățit prin post, și mintea s-a luminat și poate să înțeleagă. Și atunci, sigur, s-au rânduit aceste evanghelii pregătitoare care vor întâmpina învierea sau praznicul luminii, cum mi se mai spune.
să ședem de-a dreapta și de-a stânga în slava Ta. Iată ce întrebare grea! Hristos ripostează la modul indirect. A dat locul de-a stânga și de-a dreapta nu-mi este îngăduit. Deci nu-mi este îngăduit. Iată, să micșorează pe sine, cum? Nu se micșorează din mărimea dumnezeiască. Nu scade din puterea de fiu. Nu-și pierde din calitatea de Dumnezeu. Cum spun sectarii și alte credinți păgâni care au inventat tot felul de-a lungul secolelor, știți, fel de fel de arieni și nestorieni și toți monofiziții. Ci își micșorează calitatea de născut. Deci arată că este mai înainte de toți vecii, dar care din Tatăl s-a născut. Deci voința mea depinde de voința Lui. De ce? Noi gândim la fel. Nu e contradicție în treime. Și aici cei doi evangheliști, unul arată într-un fel și celălalt într-un fel, fiindcă în baza a două mărturii stă cuvântul Scripturii. Evanghelistul Marcu presupune, din aducerea minte, fiindcă evanghelii nu s-au scris în clipa întâmplării, ci s-au scris după aceea, de lungul de la anul 40 și până la anul 100, tot Noul Testament s-a scris. Decât acelora care s-a rânduit, spune Hristos, îmi este îngăduit, spune odată El, să dau. Evanghelistul Matei spune mai frumos, zice, nu mi este mie a da de-a dreapta și de-a stânga, ci este a da Tatălui care a gătit aceasta de la întemeierea lumii. Unul din evangheliști îl relatează pe Tatăl ca fiind cel ce rânduiește dreapta și stânga dumnezeirii, iar aici Iisus Hristos, într-un mod mai dogmatic, se arată a fi Dumnezeu spunând, nu mi-este îngăduit, dar decât acelora cărora s-a rânduit aceasta, dreapta sau stânga. Și eu mă opresc la una din variante și luăm care o vreți și cea mai ușoară. Înainte de a le spune acest lucru și de a trece, dacă vreți, la Apocalipsă, fiindcă aici era vorba de Apocalipsă, deci apostolii nici nu și-au dat seama ce cuvânt au scos din gură. De-aia Scriptura e atât de finuță și este atât de adâncă și este atât de subtilă, că sectarii s-au înnecat în scurtimi de virgulă, s-au înnecat în fracțiuni de cuvânt. De-aia Mântuitorul și-a permis să spună în Scriptură că cine schimbă o iotă sau o cirtă, adică o literă. Deci este de ajuns un accent și tot sensul frazei poate fi schimbat. Și eu am arătat aici undeva, discutând problema aceasta, și am spus așa. Deci, nu-mi este a da. Deci își arată limitarea de fiu, dar își arată încă puterea sub ascultarea Tatălui până la înviere. Deci n-avea cum să le prezinte apostolilor o fire omenească suită de-a dreapta Tatălui în ceruri, cum îi arată lui Ștefan, întâiuși arhidiacon mucenic, care spune că în momentul pătimirii sale, când îl omorau iudeii cu pietre, vede cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, sau pe Fiul omului, deci pe Fiul omului, stând de-a dreapta Tatălui. Care e dreapta și stânga dacă Dumnezeu nu are formă? Deci este peste toate mai mare. Deci iată, era vorba de firea omenească mântuită și smulsă din mâna satanei. Deci nu mai era nevoie ca omul să ajungă din nou în rai, ca și Adam, și iarăși să vină șarpele, adică diavolul, și să-l ispitească. Fă cu tare și iar să cadă din rai, iar să ajungă sus, iar să greșească, iar să cadă. Nu! Ci Hristos și-a arătat micimea față de Tatăl în clipa vorbirii cu apostolii, exact prin faptul că le arată încă nu am suit firea voastră de luți de-a dreapta Tatălui, ca satana să nu se mai poată atinge de ea. Deci n-am restaurat-o integral, de-abia sunt la jumătatea lucrării. Dar trece imediat frumos înapoi și spune, dar locul de-a dreapta și de-a stânga nu mi-este mie să-l dau. Deși din nou se micșorează pe sine în postura de acolo. Deci el era încă fiul omului neînviat.
Era fiul omului care încă nu pătimise. Era modelul suprem de mântuire a întregului neam omenesc și de ridicare a păcatului lumii, dar n-a avusese loc ultimul act. Deci mai trebuia să aibă loc drama răstignirii și în aceeași zi, ceea ce le spunea el apostolilor cu patos și căldură, a treia zi voi învia și toți morții vor învia odată cu mine. Ceea ce ei n-au vrut să înțeleagă, deci mintea lor de pământ încă nu înțelegea acest lucru. Și atunci el își arată din nou micimea în fața actului neîmplinit. Dar spune, îmi este mie a da celor a care s-a rânduit. Și aici iarăși din nou un lucru foarte frumos, se pune încă o dată în libertate predestinarea. Toți cred că Dumnezeu a rânduit oameni spre moarte și a rânduit oameni spre viață veșnică. Nu există așa ceva. Deci omul singur își rânduiește. Dumnezeu, Iisus Hristos, în clipa discuției cu apostolii, nu le face altceva decât să le prezinte, planul lui Dumnezeu. Și știm planul lui Dumnezeu, ni l-a arătat înainte de începe postul. Și va sta pe scaun de judecată și va spune celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu. Și aici, când vorbesc de-a dreapta, mă și opresc la un alt lucru frumos din Scripturi pe care îl folosește Mântuitorul Hristos în diferite ocazii. Și el spune undeva într-o pildă. Un stăpân are două slugi. Uneia din slugi îi spune, du-te, și ea spune, mă duc, dar nu face. Cea de-a doua slugă vine și spune, eu nu fac, dar se duce și face. Cam aici vrea să-i aducă pe apostoli. Și întreabă mai departe Dumnezeu, care din aceste două slugi este mai iubită de stăpânul? Momentul unde se împotmolesc apostolii este tocmai starea pe care Dumnezeu o urmărea din această discuție. Între cei 10 care se certau acum între ei și urmăreau discuția lui Ioan și Iacov, era stăpânul pungii de obște, era Iuda. Și cine se răzvrătise de fapt în sine? Economul lui Hristos, Iuda se răzvrătise, că el a mai arătat și a mai dovedit acte de răzvrătire. Doamne, nu-i păcat ca ticăloasa asta să verse un alabastru de mir care să putea vinde și să se dea bani săracilor? La care Mântuitorul nu-i spune fățarnicule sau prefăcutule sau vicleanule, ci le-a cu vorbă blândă, deci îi dă un răspuns așa mai aranjat. Zice, da, sunt de acord cu ceea ce spui, dar pe săraci aveți tot timpul cu voi, pe mine nu mă mai aveți. Iuda tace că își cunoaște deznodământul zgârceniei și scopul cu care a spus aceste lucruri. Știa că poate să obțină bani care meritau să fie dați deoparte. Și Dumnezeu, știindu-i aceste neputințe, tocmai în discuția cu cei doi, vroia să arate că tot apostolii vor intra în dilemă și nu vor înțelege lucru până la sfârșit de fel. Și care-i lucru? Când ajung în joi mari să mănânce la cina de taină, Mântuitorul spune la un moment dat, cel ce mănâncă pâine din blit și va întinde mâna cu mine, mă va vinde. Și Iuda, el e primul care întreabă, eu? Și Mântuitorul spune, tu zici asta. Deci n-am predestinat eu. Deci căderea ta nu vine de la mine. Căderea de-a dreapta sau de-a... mergerea de-a dreapta sau de-a stânga, tu ți-o rânduiești. Și iată ce clar iese în evidență, deci, din Evanghelia de astăzi, părerea că Dumnezeu ar pedepsi pe unii indiferent de ce fac și pe alții ar mântui pe unii indiferent ce fac. Nu. Se pune în față, în lumina întregii apocalipse. Drepții vor fi însemnați de Îngerul lui Dumnezeu și vor fi, cum spune Evanghelia de la morți, într-o clipă răpiți și duși la liniște și se vor transforma într-o clipă și vor vedea fața lui Dumnezeu, iar păcătoșii vor merge la muncă veșnică, fiindcă nu le strălucesc trupurile înduhovnicite sub starea de suflet păcătos, că păcatul înseamnă întuneric. Un alt lucru, riposta în fața eului personal. Cei doi s-au întristat când au fost mustrați că locul de-a stânga și de-a dreapta nu e al lor. Mântuitorul i-a simțit și atunci a trecut la partea a doua de Evanghelie și a spus, lasă că vă probez eu altfel. Și le spune,
Puteți voi să vă botezați cu botezul care mă botez eu? Puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu? Și Marco arată frumos răspunsul, nu îndrăzneală, să spunem, neștiință, îndrăzneala ea. Zice, putem! Ce prompt vine omul și spune, pe când apostolul Petru ne arată în epistolă și chiar Pavel, frumos la Corinteni, zice, blestemat cel ce se încrede brațelor sale. Și zice, acestea m-au ținut sau m-au hrănit sau m-au făcut. Pentru că nimic nu-i fără Dumnezeu. Și dă mai departe apostolul, plugarul seamnă și-i dator să aștepte ca să vină ploaie la bună vreme și așa mai departe. Și Iisus atunci vine din nou și îi atacă într-un mod din nou manierat. Nu jignea pe față. Da, o să beți voi paharul pe care îl beau eu. Și o să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez. Și iarăși le închide gura. Dar de-a dreapta și de-a stânga, nu e a mea. Ci se oprește și pune pentru care s-a gătit. Deci pentru care s-a gătit. Ce vrea să arate de aici în Evanghelia de la Marcu? Celălalt spune unde voiește Tatăl. În preștiința lui Dumnezeu, deci în preștiința lui Dumnezeu, se știe omul care trebuie să ajungă de-a dreapta. Nu prin faptul că îl coordonează Dumnezeu, prin faptul voilor sale, astăzi lui Dumnezeu. De ce a spus tâlharului, azi vei fi cu mine în rai. Și până astăzi tot e cu el în rai. Deci astăzul lui Dumnezeu înseamnă prezent și viitor și trecut la momentul de față. Dumnezeu e atemporar, nu are unitate de măsură a timpului. De aia spune David în Psalm, cu 1000 de ani ca ziua de ieri. Sau o strajă, o clipă e ca straja nopții. Deci nu, Dumnezeu nu măsoară cum măsurăm noi. Și El vine și spune, celora care s-a pregătit și cum s-a pregătit, o explicație concretă și clară. Un profesor la școală are 30 de elevi. 10 învață bine și merg bine, 20 sunt mai mediocri, 6 sunt proști. Nu știu. Dar profesorul se străduiește cu fel de fel de metode. Îi ascultă personal, îi scoate la tablă personal, le dă lecții personale, pregătire deosebită cu ei, accent pe felul lor de a fi, le descoperă lenea, nepăsarea, uitarea, îi impulsionează. Totuși dorința profesorului este de a-i da media. Unul mai tăcut și mai cu minte din cei care nu vor să învețe, tace, e smerit, privește, dă un răspuns din ceea ce știe, nu are capacitate. Și profesorul pe ăla îl admite. Ceilalți răi fiind sunt și impertinenți pe deasupra. Și atunci profesorul ce spune? Adică eu îți vreau binele și tu vrei rău, tu te-n rău. Și nu-l promovează, la fel și Dumnezeu. Vine pe pământ, pentru cei buni, este rugăciunea care arată profesoratul sau pedagogia lui Dumnezeu, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești. Ai văzut? Îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde. Deci nu le apădă pe nimeni. Dar pe cei răi, spune iarăși în psalmul care l-a auzit la liturghie și stați cu ochii pe pereți, Domnul păzește pe cei nemernici, deci i-are sub paza sa, nu-i dă cu piciorul. Și în păgân, și în ateu, și în curvar, și în bețiv, și în fumător, este chipul icoanei lui Dumnezeu, puterile nefirești sau suprafirești ale sufletului. Deci puterile care stau în inimă sau suprafirești, gândirea, înțelegerea, priceperea și celelalte, care Dumnezeu caută să le cultive spre o cale dreaptă. Dar dacă tu nu vei vrea, celui care s-a pregătit, ăla stă de-a dreapta și de-a stânga. Și primul care trebuia să ajungă de-a stânga și ei nici nu-și închipuiau, era Iuda, vânzătorul. De-aia Mântuitorul i-a mustrat și le-a spus, o să muriți voi cu moartea mea prin mucenicie, fiindcă moartea Mântuitorului a fost o mucenicie supremă. Să chinui un om din bătăi, din pumni, din scuipări, din lanț, din funii cu noduri, cu izbituri, cu trântituri, cum arată Dumitru al Rostovului în închinările patimilor, câte scuipări, câte palme, câte așa, câți ghimbi și câte suspine,
și să-l omori pentru o cauză nedreaptă. Deci să-l acuzi că a greșit și de fapt să nu fi greșit. Și el să rab de totul și să spună, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Sublimul iubirii dumnezeiești. Să te bate dușmanul tău și tu să-l săruți. Foarte greu. Dar spune undeva, măcar să te străduiești să nu-l urăști dacă nu-l iubești pe dușmanul tău. Și merge mai departe, că aici am rămas. Paharul pe care l-a băut Dumnezeu, l-au băut și apostolii. De ce? Misiunea de a încreștina lumea și de a o trezi la Dumnezeu cel adevărat prin jertfa sa și de a ridica păcatul lumii a fost lăsată lui Iisus Hristos prin puterea Tatălui în actul mesianic de mântuirea lumii. Nici apostolii n-au fost lipsiți de acest act. De ce? Ei au trecut la încreștinarea lumii, iar ca un dar de taină Mântuitorul Hristos le-a spus: luați Duh Sfânt și ce legați legat va fi, ce dezlegați dezlegat va fi. Deci le-a dat și lor la rândul lor același pahar, să lege și să dezlege păcatele lumii, să îndrepte și să aducă oamenii pe calea cea bună. Deci să-i aducă la lumina cunoștinței, răsărita nouă lumina cunoștinței, spune întroparul de la Crăciun. Dar rămâne un lucru, nu hotărăsc apostolii, aici vreau să ajung, nu hotărăsc apostolii și nu hotărăsc sfinții soarta omenirii. Pot să întindă judecata, adică să o prelungească, adică oamenii să se pocăiască și să ia har prin rugăciunile sfinților, Filoftei Zervacos, citiți cartea, și o să vedeți acolo la Biserica tuturor sfinților vedenia despre care a avut-o când a pus hramul tuturor sfinților și a văzut cum mânia lui Dumnezeu venea ca un val mare pe pământ, iar în clipa când acel val cobora pe pământ, se vedea, cum spune la Psaltire, ce șezi pe heruvime, arată-te, cel ce presuri negura, ceața, vântul și toate celelalte. Deci se vedea furia lui Dumnezeu asupra păcatelor lumii. Și pe Fecioara Maria, femeia hulită de sectari, dar femeia mântuirii în neamul omenesc și în neamul creștinesc, cu mâinile în sus la rugăciune, o, fiul meu, ascultă rugăciunea mea, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea stăpânului. Spune, mama mea, ce poftești? Zice, mai iartă-i, mai cruță-i. Nu se poate. Mai îngăduie-mi, fiul meu. Și a alergat la apostoli, la proroci, la toți și la urmă s-a dus la ceata tuturor sfinților și a spus, haideți pentru rugăciunile voastre și ale mele să îngăduie Dumnezeu prelungirea și pocăința acestor oameni. Și a zis, zice, mai biruit Maica mea cu dragostea ta, dar mânia tot va veni, pentru că litera Scripturii nu se schimbă și nu se șterge. Va veni mânia sub formă de iubire și dreptate, dacă toți vor fi sfinți. Că cineva și-a pus și întrebarea asta. Personal mi-a pus-o. Zice, dar dacă în clipa asta toată lumea s-ar face sfântă și curată? Păi zic, n-ar mai fi nevoie de mergerea la rai sus, că am fi în rai jos, direct pe pământ. Ar fi o transformare și o trecere mult mai fină. Ei, prin faptul că mânia trebuie să vină, fie cu iubire sau cu dreptate sau cu adevăr, ea totuși vine, fiindcă trebuie să vină, să nu se schimbe Scriptura. Deci când toți vor fi, nu vor mai fi slugile stăpânului, nu vor mai fi prietenii lui, ci vor fi casnicii lui. Deci trebuie să fim cu Dumnezeu în locașuri legătite de la întemeierea lumii. Și atunci sigur, că noi suntem, cei care forțăm locul de-a dreapta și de-a stânga. Deci nu-i revine altcuiva această posesiune. Și nici Mântuitorul Hristos, cum am spus, nu o face prin apostoli. Apostolii și-au făcut misiunea, și-au încheiat planul, și-au lăsat urmașii care își fac datoria și își fac ceea ce au de făcut, dar sfinții vor judeca lumea. Ce se contrazice Scriptura? Nu. Sfinții s-au împlinit duhovnicește în întâlnirea cu Dumnezeu după moarte. Dar nu s-au luminat duhovnicește în maximă putere. Noi suntem fii ai lui Dumnezeu după dar, nu după ființă. Izvorul nemărginit, deci izvorul nemărginit al iluminării în Dumnezeu nu-l știe omul. Pavel zice că nu poate pricepe când a fost răpit. Prea îndumnezeitul aminte, palaman, energiile necreatele Duhului Sfânt arată că Dumnezeu e totul întru toate, fără panteism, ci ca proniator și ocrotitor, deci crescător și, cum spune celelalte, 9 sau 7 puteri trupești, asimilarea, păstrarea, conservarea, înmulțirea și așa mai departe,
Dar în același timp Dumnezeu rămâne hotărătorul cum. Sfinții care au ajuns de-a dreapta stau pe scaun de judecată și judecă. Dar prin ce judecă? Nu prin gândirea lui Dumnezeu. Toată judecata Tatăl a dat-o Fiului. Și El va să facă. Și cum aud, spune Fiul, iată se smerește și de data aceasta Dumnezeu în postura de judecător. Cum aud, judec și judecata mea dreaptă este. Ce aude? Aude glasul îngerilor. Aude glasul sfinților și aude glasul păcătoșilor. Ce spun păcătoșii? Păcătoșii spun că n-au putut. Sfinții spun și noi am fost ca voi. Asta e judecata. Deci nu se judecă faptă cu faptă și explicații cu explicații, ci se judecă lumina strălucitoare, Efrem Siru, care vor străluci sfinții ca soarele și se judecă păcătoșii care vor fi întunecoși ca și noaptea cea uricioasă și neagră, fără lună și stele. Și mergem mai departe. Le spune Mântuitorul, chemându-i la sine, deci gândindu-se și referindu-se din nou la Iuda, crezând că va găsi o stare să-l îndrepte, știți că cei ce socotesc cârmuirile și neamurile și domnesc peste ele și peste acei marei lor, ei le stăpânesc? Și Pilat și-a luat puterea de stăpânitor, a greșit înaintea apostolilor. Când a spus, am putere să te judec sau să te liberez. Și atunci ce i-a spus Mântuitorul? Ai că ți s-a dat! Și domnilor și cârmuitorilor pământești li s-a dat. Dar pentru că Mântuitorul vrea ca la sfârșitul postului mare, oamenii din biserică să aibă o înălțare sufletească și nu pământească, că director ajunge și unul deștept și unul slăbănoc, doctor ajunge și unul slăbănoc și unul deștept, deci, acestea sunt ranguri pământești dobândite, după cum spune Sfântul Ioan Iacob într-o poezie. De la oameni, adevărul absolut niciodată n-ai să-l scoți. Eu sunt vrednic, vistier, nemitarnic pentru toți. Deci de acolo vine vistieria. Și atunci apostolilor le arată. Nu-i lasă mâhniți și supărați și întristați. Dar între voi nu trebuie să fie așa. În primul rând, ce vrea creștinismul? Auzi, între voi nu trebuie să fie așa. De-aia când vă amestecați voi și vă băgați nasul unde nu vă fierbe oala, în treburile altuia, în casa altuia, în moșia altuia, în afacerile altuia, în problemele altuia, greșiți. Pentru că Mântuitorul a spus, între voi nu trebuie să fie așa. Știți de când au început să stăpânească Domn peste noroade? De la Nimrod, imediat după potop. Când oamenii au crezut că nu mai au nevoie să le fie stăpân Dumnezeu, iar prorocii să fie, prorocii și învățătorii să fie stăpânii poporului prin cuvânt Dumnezeu. Deci în momentul când moralitatea și spiritualitatea s-a atenuat și a scăzut, a fost nevoie de vot, a fost nevoie de domn pământesc și a fost nevoie de legi pământești. Pentru că Dumnezeu a lăsat trei legi de judecată. Legea conștiinței, până la Moisi. Și a spus, ai văzut tradiție orală? Adam îi spune lui Sit, Sit la fiii lui, și când greșesc fiii lui Sit, ce se întâmplă? Ies uriașii și vine potopul. Dar, după legea conștiinței, a văzut Dumnezeu că se uită de Dumnezeu din vorbă în vorbă. Le-a dat o lege scrisă. Și l-a pus pe Moise să facă decalogul în muntele Sinai, stabilind întâi iubirea lui Dumnezeu supremă, fără a trece în decalog, iar în momentul greșelii și închinării la vițelul de aur să farme tablele de safir, să aducă altele de piatră și în acea clipă, deci în acea clipă, să devină o lege de fier sau un scut de apărare în fața cerbiciei minții omenești. Moise se roagă și postește în munte, ei jos să-și fac vițel, cântă și îl forțează pe Aron să le facă Dumnezeu. Și ce a spus Dumnezeu lui Aron? Ai văzut firea slăbănoagă? Am greșit, m-au forțat, au venit la mine și m-au obligat. Deci omul este înclinat spre cădere. Între voi să nu fie așa, spune Mântuitorul. Mai departe, n-a ținut nici aceasta. Și când a văzut Dumnezeu că nu ține nici aceasta, că omul a căzut, dar singur nu se mai ridică, ci trebuie restaurat prin însăși lucrarea lui, care în gândirea suprafirească a lui Dumnezeu, auzi, vorbim de gândirea lui Dumnezeu,
Deci în gândirea suprafirească numai el înțelegea și putea să vadă prin omul opacizat de păcat rana. Ai văzut, faci un clișeu, vezi stomacul, vezi ficatul, vezi inima, vezi toate. Cine a putut vreodată să descrie, astăzi științific s-au mai demonstrat multe chestii. Cum s-a alcătuit, de exemplu, un ADN-ul sau un ARN-ul într-o celulă sau o genă? Nimeni nu poate să descrie, dar Dumnezeu vedea aceste strâmbăciuni în oameni, că era doctor sufletesc și trupesc. Deci el vedea strâmbăciunile biologice care se nășteau din păcate, dar în același timp vedea și strâmbăciunile spirituale. Vedea sufletul schimonosit de cădere și de neascultare. Și a spus, ăștia să pierd, să degradează. Mai târziu, în preștiința lui, știind că Darwin va susține evoluționismul și omul din maimuță, ce a spus? Decât să ajungă ăștia ca maimuțele, îi fac eu ca maimuțele. Și când i-a văzut că greșesc la turnul Babel, le-a încălcit limbile și neamurile și a scos tot felul de soiuri de oameni pe fața pământului și spune Scriptura ca să rămână ca o supărare și ca o pedeapsă a lui Dumnezeu peste cei ce nu l-au ascultat. Deci i-a stâlcit el să vadă ce formă le poate da păcatul. Ponei, oameni mici, chinești, galbeni, roșii, negri, vedeți câte feluri de soiuri de oameni sunt pe fața pământului sau triburi care abia acum se descoperă. De ce? Ca să se arate mărinimia lui Dumnezeu. Mare este slava lui Dumnezeu și puterea lui n-are sfârșit, zice David în Psalm. Dar a trecut și la restaurare. Deci ce a zis? Pe ăștia i-a înstâlcit în felul cum greșesc. Pe ăștia să-i vindec în felul cum trebuie. Și a trecut la restaurarea omului prin influența personală, prin puterea lui personală de iubire, fără să fie dator omului cu nimic, a răscumpărat păcatul tatălui din veac. El cuvânt fiind și mijlocind între ei, el cade, eu am să-l ridic și trece la restaurarea omului botezându-l și spălându-l de păcatul zămislirii și de păcatul trupesc și botezându-l și îngropându-l în Hristos și înviindu-l cu Hristos în viață spirituală. Noi, dacă suntem vrednici pe pământ, suntem vrednici și în cer. Dacă suntem păcătoși pe pământ, suntem păcătoși și în cer. Mai departe, un lucru care a scăpat. La voi să nu fie așa. Iarăși mă opresc. De ce să nu fie așa? Pentru că cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Nu le-a demonstrat lucrul ăsta? N-auzim noi în joi sau în vineri mari, otpustul. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, cel ce a primit patima sa de bunăvoie și s-a smerit până la moarte și încă ce moarte, moarte pe cruce. Pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire. Deci iată sublimul, sau cum spune, acum n-o fac eu pe filozoful, scrie un cuvânt grecesc, adâncul smerenii, vatos capinosio. Deci nu există margine la smerenie. Să cufundă smerenia în adânc de smerenie. Deci el care era izvorul milei și a bunătății, s-a făcut și izvorul iubirii și a dreptății. Deci a venit până acolo și a zis, voi împotriviți-vă până în ultima clipă, că eu vă iubesc până în ultima clipă. Și când ultimul cui al Mântuitorului și ultimul act sadic de a-l sparge în coastă cu sulița, nu și-au dat seama că de fapt împlinesc voia Mântuitorului și de acolo sângele și apa veșnic va spăla păcatul și îndărătnicia văzută spiritual și văzută simbolic prin sulița murdară a lumii aruncată de sulițașul ce în coastă l-a împuns. Deci așa este omul de parșiv că ajunge să împungă în Dumnezeu. Asta Cantemir în descrierea Moldovei. Zice, moldoveanul este om bun, aci zice, plânge și se bucură de nunta sau de moartea cuiva, acu dă cu barda în Dumnezeu. Este în descrierea Moldovei. Dar nu-i vorba numai de noi, că așa sunt toate popoarele, ce păgânii sunt mai buni. Și am scăzut o chestie ce v-a scăpat. A văzut că nu ține decalogul, a făcut legea darului. Dar în legea darului poruncile sunt aspre de tot. Și a spus Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, să faci, să faci, să faci și tot mai frumos. Și n-a mai arătat ce trebuie să faci, ci a arătat ceea ce trebuie să îndeplinești ca să ajungi sus. Și le-a arătat de fapt cui locul de-a dreapta. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. N-a spus tu Ioan, tu Petru, tu Iacob, tu Zevedei, tu Toma, tu Adam sau Zaheu sau Matei. Nu. Fericiți cei. Iată problema predestinării a doua oară aruncată din fața lui Dumnezeu.
N-a spus fericiți ortodoxi, n-a spus fericită Maria, n-a spus fericită Saveta, n-a spus fericită Elena sau Grigoroaia sau Marculeasa, nu. Fericiți cei, care cei, blânzii sunt o categorie a lui Dumnezeu din dreapta. Milostivii sunt o categorie a lui Dumnezeu din dreapta. Cei săraci, cei ce plâng, noi nu știm cei ce plâng, câte mame sau câți tați sau câți copii sau câți bătrâni sau câți pusnici sau câți sfinți, noi nu știm, dar plâng și merg de-a dreapta. Iată, aici a vrut să-l aducă și pe Iuda, și pe Iuda a vrut să-l aducă, până ce i-a spus la voi să nu fie așa, nu căuta să mă stăpânești fiindcă ți-am dat punga cu bani, nu căut, deci nu i-a spus în față să nu mă vinzi, să va da fiul omului la munci, dar bine ar fi, spune Scriptura, să nu să fi născut omul acela. Dar de ce? Trebuia totuși cineva să-l vândă, dar trebuia să se pocăiască cu pocăința lui Petru. De-aia a arătat Mântuitorul că locul de-a stânga și de-a la dreapta este ca la ampermetru. Crește tensiunea, se duce și acul. Scade tensiunea, acul revine. Deci cu cât crește în om intensitatea duhovnicească, cu atât acul e la dreapta. Cu cât scade, știți de la spovedit, ai, canon n-am mai făcut, pravilă n-am mai făcut, nu m-am mai rugat, știți, părinte, mai nimic. Foarte bine, ia gheazmar, bună și asta, părinte. E, pentru mulțumirea de sine, omul ajunge în iad. Păcatele sunt și groase și subțiri. Și în final, cel ce vrea să fie întâi, deci odată spune cine vrea să fie cel mai mare și se oprește. Deci cel mai mare, deci nu-i cel mai mare împăratul. Cel mai mare e cel ce poate să fie slujitorul tuturor. Dar cine vrea să fie cel din tâi între voi, să fie sluga tuturor. Cum au putut apostolii să știe care este cel din tâi? Nu știu dacă vă dați seama. Niciodată n-au înțeles lucrul ăsta. Dar au ajuns la răspunsul pe care Mântuitorul i-l-a dat. Că fiul omului, nu a spus eu despre el, n-a venit să îi să slujească. Deci desfințează temporar și pentru totdeauna, deci în momentul lor de atunci, n-a venit ca să îi să slujească. Eu n-am venit să-mi ieșiți voi costanale sau să-mi cântați sau să vă închinați sau nu știu ce, ci am venit ca să vă slujesc. Le-a arătat că jertfa, și ne întoarcem din nou la lepădarea de sine, și undeva am scris, așa, slujirea aproapelui este roada ta, spun Sfinții Părinți. Și are să vedeți cine e împăratul. Într-o pustie aschetică au năvălit agarenii și au prins trei bătrâni și un tânăr. Unul din bătrâni e putincios, grozav. Dar tânărul din schip tot timpul spunea, zice, părinte, eu am să fiu împărat. Și ăsta îi spunea, prostie în capul tău, monahul nu mai poate ajunge împărat, fiindcă are lepădare de sine, totuși am să ajung împărat. Și când l-au prins pe bătrân, de tânări au fost milă la ea. Și a zis, păi, pe lasă. Și a zis, zice, auzi, îi spune la agarean, te rog un lucru, zice. Mă duc la episcopul meu să-i răscumpăr pe bătrâni și ia-mă numai pe mine pentru dânsii. Și zice, darul răscumpărării lor ți-l aduc în bani. Ăștia când au auzit de bani au fost de acord. N-a găsit la episcopul din vremea aceea decât 8 bani de argint. Trebuia să aducă 30, deci câte 10 de fiecare. Și a spus așa, lasă-i te rog pe dânsii și ia-mă pe mine în locul lor, eu sunt tânăr, pot să muncesc, pot să te slujesc, pot să te ajut. Ăștia ce-ți vor folosi ție? Ce să faci cu ei? Sunt bătrâni și neputincioși, vor muri pe cale. Și s-a înduplecat din darul lui Dumnezeu. Mergând pe cale, foamea, setea, necazul, bătăile, să spunem, sau schingiile aduse de acei nenorociți l-au făcut să-și dea sfârșitul. Ca în clipa aceea când să-și dea sfârșitul, trupul să se umple de lumină și deasupra lui să vină coroană din cer și să scrie, împărat este. De ce? Nu există jertfă mai mare decât jertfa pentru aproapele. Ne canonisim plecând genunchi, ne canonisim mâncând de post, ne canonisim bătând metanii, ne canonisim citind la psaltire, ne canonisim umblând în negru, în verde, în roșu, în galben, ne canonisim bătătorind drumul bisericii. Dar dacă inima nu va fi biserica jertfei supreme, să înțelegi că aproapele tău e oglinda ta și suferința lui e suferința ta, nu vezi rai. De ce?
A spus Mântuitorul mai înainte de toate, milă mai mult voiesc decât jertfă. A mele-s păsările cerului, a mele-s dobitoacele țarii, a mea este câmpul și marea și lumea, zice. Oare voi mânca carne de taur sau sânge de țap voi bea? Aduci Domnului jertfa buzelor tale și va fi jertfă primită. Roagă-te, dar dacă roagă-te, cine să mai ruga? Și David să ruga, miluiește-mă Dumnezeule pe mare miradar. Dar la urmă spune, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. De ce e împărăția despre care spunea Dumnezeu la voi să nu fie așa? Noi în creștinism nu facem monarhie, nu mă refer la politică, nu am mai o treabă cu asta, mă refer așa ca formă, deci nu că eu sunt sfânt și ceilalți se închină mie, nu există așa ceva. Nu că eu sunt mare și ceilalți sunt slabi. În creștinism, egalitatea de drept constă în iubirea lui Dumnezeu. Iubiți-vă între voi, a spus Mântuitorul, să vă cunoașteți că sunteți ucenicii mei. Și când a spus iubiți-vă să vă cunoașteți că sunteți ucenicii mei, n-a spus că sunteți postitorii mei, că sunteți cuvioșii mei, că sunteți preoții mei sau că sunteți mitropoliți sau episcopi sau făcători de minuni sau plutitori pe apă sau mergători prin aer. Nu! Ucenicii lui Dumnezeu. Deci funcția administrativă în fața lui Iisus Hristos pusă în față cu virtutea, cade și virtutea o suprapune. Și să mergem în pateric. De ce îmi place în pateric? Să nu caște babele somn. Un frate, mergând cu episcopul său prin pustie, au ajuns la un bătrân îmbunătățit și avea și un ucenic îmbunătățit. Și când au fost în fața lui, ucenicul, care avea o trăire, îngerul să știe cât de duhovnicească, a făcut metanie în fața fratelui, i-a sărutat mâna, a trecut frumos candid pe lângă episcop și s-a dus în chilia sa cerând iertare de la bătrân liniștit. Bătrânul n-a înțeles rostul acestei lucrări. Și când s-a terminat discuția cu respectivul ierarh și cu respectivul ucenic al lui, s-a întors în chilie și i-a spus, fiule, e bine că te-ai smerit în felul tău și ți-ai cerut iertare, zice, dar intenția ta a fost greșită, zice. Cum ai putut să faci una ca aceasta, să te închini celui ce era slujitorului? Bătrâne, dacă am greșit, iartă-mă. Eu deasupra căruia am văzut omoforul, acolo m-am închinat. Ai văzut? Poți să fii mare și cu gradul, dar poți să ajungi în același grad și cu faptele. Deci nu spune nicăieri că cei mari în grad vor merge în rai și păcătoșii sau cei ce s-au pocăit mici nu se mântuiesc. Ba da, de vine Mântuitorul și le spune la voi să nu fie așa. Deci la noi, în creștinism, nu ne temem că au bisericile 60 de metri mai înalt și că sunt de altrit și sunt mulți la număr și mari. Nu asta ne impresionează. În vremuri vechi, când răstriștile și greutățile erau multe și necazurile erau mari, nu expansiunea și numărul au făcut minunile, ci voia lui Dumnezeu. Când a fost vremea, pe vremea de demult a lui Are, să slujească cu episcopul Petru al Alexandriei, ăsta ereticul Are, ce s-a întâmplat? Episcopul a spus așa, zice, eu de nevoie am să slujesc, ce am să fac? Am să slujesc cu el, dar s-a rugat toată noaptea să facă Dumnezeu o minune. Cum acest nenorocit să ajungă să slujească într-un sinod creștin? Și rugându-se el toată noaptea, dimineața s-a dus în biserică și a venit și vremea să vină și Are, bucuros și plin de sine, că a putut birui pe creștin și a pus el stăpânire pe biserică și a ajuns el să, cu dușmanii lui, ca să slujească acolo, să le arate că a fost ponegrit pe nedrept. Episcopul a zis, Doamne, la tine toate sunt cu putință, voia ta să fie, dacă tu crezi că e bine așa, așa mă supun și eu. Așa mă supun și eu. Și venindu-i vremea să se ducă pentru el undeva deoparte, pentru nevoile firești sau pentru oricare treabă, i-a început să-i vină să vomite și și-a vărsat intestinele pe gură. N-a mai apucat să pângărească altarul bisericii. Și nu s-a temut nimeni, cum spune Grigorie, episcopul Armeniei Celei Mari, sau Grigorie al Ierusalimului, nu știu care din ei, în vețile sfinților, zice, care vă este mulțumirea sufletească după o viață de arhipăstorie? Și bătrânul din acea vreme îi spune, zice, la intrarea mea în episcopie aveam 14 creștini, iar la plecarea mea din scaun las 14 arieni.
Deci atât de contaminată era, deci atât de contaminată era biserica, atât de bolnavă era pe acea vreme, încât fapta lui și viața lui a făcut ca biserica să se însănătoșească și să ia latura de-a dreapta, indiferent de voile omului. Dumnezeu, unde voiește, să biruiește rânduiala firii. De aia spune Mântuitorul apostolilor, la voi să nu fie așa. Și mergem în încheiere. Căci Fiul omului n-a venit să slujească, să-i să slujească. V-am explicat încă o dată, Mântuitorul n-are nevoie de formule frumoase, n-are nevoie de fraze frumoase, n-are nevoie să-i explicăm lui ce este El. Dacă vreți să vă arăt că omul e nimic, spune David în Psalm. Tot omul e mincinos. Chiar dacă în clipa aceasta eu spun, Dumnezeu este Dumnezeu, eu am greșit. De ce? Fiindcă eu nu știu ce înseamnă Dumnezeu. De ce nu știu ce înseamnă Dumnezeu? Pentru că nu mă tem de El. Și de ce nu mă tem? Pentru că nu-L iubesc. Și de ce nu-L iubesc? Pentru că nu L-am văzut. Și dacă nu L-am văzut, de ce nu-L iubesc? Pentru că nu sunt credincios. Deci vezi, iau cuvântul lui Dumnezeu în deșert. De-aia spune la Evanghelie, mulți zic, Doamne, Doamne, mulți se închină și se roagă, mulți chemați, puțini aleși, mulți sunt cei ce strigă, dar mulți cu buzele, dar departe sunt cu inima și puțin vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci de-aia a spus Dumnezeu, eu am venit eu să slujesc. Și cum slujește? Slujește când te ajută, când ești din impas, când ești din necaz, când ești la supărare, când ești la întristare, când ești la nevoie, când ești la restriște, dar nu te ajută atunci când începi să-mi spui tu mie la spovedit, Părinte, m-a rugat de câteva ori, nu mi-a ajutat și m-am hrănit, m-am săturat și cu Dumnezeu ăsta. Ia că hulă împotriva Duhului Sfânt. Și ia ca nouă ni se pare că o dezlegăm și o trecem cu vedere, dar la judecată dăm răspuns. Deci aia să rămână în minte, să nu fie la voi așa, a spus Mântuitorul ucenicilor. Fiți voi mari prin slujirea voastră și fiți voi întâi prin, prin slujirea ce o faceți aproape. Și ca să vedeți și lucrul acesta și să-l înțelegeți pe deplin, și de ce iau mai mult pilde din Pateric și nu le iau din altă parte? Pentru că Patericul este viața oamenilor înalt. De ce? Cei din lume n-au timp să se preocupe de finețea dogmelor lui Dumnezeu. Cei din Pateric sunt mai mult tentați să înmaterializeze dorul și dragostea de Dumnezeu prin faptele lor, dar cei pământești sau cei din lume uneori sunt tentați mai mult să înmaterializeze rațiunea lor decât starea sufletească. Și atunci sigur că oarecare ucenic s-a dus la bătrânul său și i-a spus, zice, eu mă duc să mă fac pusnic. Celălalt i-a spus, zice, eu rămân să slujesc bolnavilor. Și a rămas lângă bătrânul lui făcându-și ascultările. La o vreme oarecare a venit cel din pustie și bătrânul care se îndulcise tot timpul de ascultarea și de dragostea celui de lângă el a spus, mult mi-a folosit fratele acesta, zice, mult m-am bucurat de el, sporit mai este. În ăsta s-a născut invidia. Cu ce o fi ăsta sporit? N-a avut el liniște, n-a avut el rugăciune cât am avut eu, dar n-a postit cât am postit eu, dar n-a făcut ce am făcut eu. Și a zis bătrânul, zice, dă-ne nouă voie să mergem la Nil. Zice, trecem în cealaltă parte, zice, la Ava cu tare. Mergeți, fiilă. Ajungând la apă, știa că acolo e un loc plin de crocodili. Deci știa că este un loc unde moartea mișună la orice pas. Și i-a spus, pentru că eu vin din pustie și darul meu e mai mare, îți poruncesc să treci dincolo la Ava cu tare să-mi aduci pâine caldă, fiindcă mirosea pâine la chilia lui. Da, frate, blagoslovește! Și s-a dus la malul mării și i-a spus crocodilului, trebuie să trec dincolo să aduc fratelui meu pâine. Și l-a luat crocodilul pe bot, l-a pus pe celălalt mal, l-a așteptat să vie cu pâinea și s-a întors înapoi. Ăsta s-a mirat, zice. Și ai mai putea trece odată să-i spui că mai doresc? Ce a zis, poate o fi un crocodil prost. Și s-a dus fiul, s-a dus fratele și i-a spus, da, fratele meu mai dorește o bucată de pâine, că este bună. Dă-i fratelui tău, zice, pâine. Că așa spune, la dușmanul tău să-i dai cu pâine. Deci bătrânul i-a vorbit înțelept.
Și s-a întors acesta și i-a dus pâine. Și pe cale venind acasă au dat de un mort. Bătrânul care era la chilie, Dumnezeu îi descoperise toate aceste taine. Deci toate aceste taine. Și în clipa când întâlnesc mortul, spune cel din pustie, zice, hai să ne rugăm să vedem pentru a cui rugăciune învie mortul. Și cel ce era din viața de obștea spune, zice, Doamne, sunt păcătos înaintea Ta și nevrednic. Zice, pentru rugăciunea fratelui meu, ridică pe mortul acesta să se veselească de darul său. Și lasă-l să se bucure, dacă asta vrea el. Și în acea clipă mortul se ridică și pleacă pe cale. Ajunși la chilia bătrânului, Dumnezeu care văzuse toate și îi descoperise bătrânului, cel cu darul din pustie a venit să-i spună. Zice, să vezi pe cale, lasă, știu eu asta, zice. Nu l-au mâncat fiarele apei și mortul a înviat pentru rugăciunea și ascultarea lui și smerenia lui, nu pentru mândria ta. Și l-a terminat. L-au umplut de panică. De ce? Vin Sfinții Părinți și ne arată. Ceea ce se face pe prilej de înălțare, pe părere de sine, și mi le-am notat aici, puterea rugăciunii, rugăciunea este cu atât mai curată cu cât omul este mai sincer și curat. Cine se va sfii în muntele cel sfânt a tău? Cel curat cu mâine și nevinovat cu inima. Deci e vorba de slava lui Dumnezeu. Cum trebuie făcută rugăciunea? Obligat cu smerenie, vameșul, milostiv, fii mie păcătosul. Ai văzut că noi ne întâlnim de-a lungul lecțiilor una cu alta, ele să leagă aceste învățături, nu lipsesc una din cealaltă. Cu ce elemente duhovnicești se însoțește rugăciunea? Nu iesă decât cu post și rugăciune, iată cine o întraritează. Puterea ei, de unde vine puterea rugăciunii? Vine prin credința celui ce o face sau o primește sau o solicită. Deci ai văzut? Deci dacă n-am credință, ajută Doamne necredinței mele, zice cel de ieri, din cealaltă învățătură. Dar finețea spirituală a rugăciunii crește prin faptul că neslujind virtuții omenești, deci neslujind virtuții omenești, mi-a plăcut într-o zi și chiar m-am distrat de acest tablou votiv. Am intrat undeva într-un birou la cineva, aveam puțină treabă și a intrat o femeie din înalta, distinsă clasa societății și i-a întins mâna acelui om așa, în nas, să-i o sărute. Și cu atâta finețe, parcă ar fi rostit întâi o rugăciune și apoi a sărutat-o. Maniera și elegant și mă gândeam, oare asta cum sărută icoanele? Oare cum se închină el lui Dumnezeu dacă omeneștii virtuți, omeneștii păreri de sine îi dă atâta aer de gravitate, îi dă... Doamnă distinsă, vă rugăm, luați loc. Oare Fecioara Maria, arhistratega puterilor cerești, dacă ea, femeia de rând, este Doamnă distinsă, Fecioara Maria ce este? Când în paraclis și în rugăciunii spunem, bucură-te, Doamnă, oare putem ajunge la virtutea Doamnei noastre spirituale? Nu putem ajunge. Este curată ca crinii țarinii. S-a îmbrăcat mai frumos decât crinii lui Solomon. Prin ce? Prin lanțuri de aur prea înfrumusețate, îmbrăcate și împodobite, faptele bune. Deci iată roaba Domnului. Acolo stă distinsa Doamnă. La voi să nu fie așa, a spus Mântuitorul ucenicilor. Ori suntem creștini și înțelegem puterea și darurile lui Dumnezeu, ori ne atribuim noi îndrăzneală la Dumnezeu și atunci ne măsurăm cu El. Și știți când vine îndrăzneala la Dumnezeu? Atunci când omul vine și îți spune, răspund eu de păcatele mele, nu-i treaba ta. Beau eu paharul și mă botez eu cu botezul acesta. Iar când dă de suferință, că am întâlnit și cazuri de acestea, părinte, sunt terminat de bolnav, îi zic, pentru păcatele tale. Păi, cam aspru Dumnezeu cu mine, a? Când va spuneai că răspunzi de păcatele tale și pe tine te privește, iar când încercarea a venit, e aspru Dumnezeu. Deci tot el e vinovatul. Deci vezi unde duce îndrăzneala? În momentul când discernerea lipsește și raționamentul înghețat intră pe peliculă, omul nu mai este om, ci este carne. Este carne. De ce? Un alt lucru scăpat. I-a mustrat Mântuitorul pe cei doi apostoli, nu știți ce vreți, nu știți ce cereți.
Legile mele, Dumnezeu, spune prorocul David și au zis la o bedniță cântându-se în fiecare zi și nici nu vă pasă, stați pe afară. Precum e cerul de pământ și răsăritul de la apus, așa sunt judecățile lui Dumnezeu de fiii oamenilor. Deci îți dai seama ce cugetă omul și ce vrea Dumnezeu. Ceea ce gândește Dumnezeu și ceea ce vrea omul. Și atunci este rezultatul paradoxal al neîmplinirilor sufletești. Și iarăși mi-am însemnat o lucrare. O înaltă finețe, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, a rugăciunii făcute forțat. Ați auzit de rugăciune forțată? Doamne, vreau și trebuie să-mi dai. Doamne, eu știu că trebuie să-mi dai. Este și acest lucru. Mulți forțează nota. Una vrea dezlegarea căsătoriei, una vrea vinderea apartamentului, altul vrea să moară, altul vrea să trăiască, altul vrea să ajungă mare. Și Dumnezeu îi le dă. Dar cum îi le dă? Exact ca celor doi ce cer cereri în stânga și în dreapta. Și că Dumnezeu, văzând încăpățânarea în cereri, în voința rațională a omului, calcă arma bunăvoirii. Adică, cum calcă arma bunăvoirii? Nu mai ține cont că omul are arma bunăvoirii și știe ce e bine și ce e rău. Îl oprește și nu îi împlinește. Chiar dacă el se roagă. Și atunci omul se pune de-a curmezișul și spune, nu, că Dumnezeu e nedrept, că uite, numai eu nu văd, numai eu sunt bolnav, numai pe mine mă doare, mie nu mi s-a împlinit, eu n-am reușit. Dar știe Dumnezeu de ce? Și spune, împlinește temporar voința omului, prilejuindu-i două mari căderi. Adică, unii au reușit, ca să luăm o formă abstractă, să mă înțelegeți, unii au reușit să se privatizeze, să luăm o pildă, și-au dorit lucrul ăsta. Și ce au făcut prin asta? Au ajuns datori în bancă și acum se roagă la Dumnezeu să le repare prostia. Ai văzut că Dumnezeu a trecut arma bunăvoirii? Pe unii nu i-a lăsat să ajungă mai rău decât ăștia, ci i-a înțelepțit prin căderea altora. Și de ce i-a înțelepțit? Dacă nu cădea niciunul, toți credeau că lucrul e bun. Deci toți credeau că, da mă, fă cum crezi tu că așa e bine. Nu e bine întotdeauna așa. De-aia Dumnezeu ne dă două cădere. Ne dă o cădere prin minte și aia vine din ficele mândriei. Părerea de sine, cutezanța de sine, înălțarea și îndrăzneala. Când omul se crede de fapt mai deștept decât este, asta înseamnă. Cum s-au crezut cei doi apostoli? Da, involuntar, că încă nu-L cunoșteau pe Dumnezeu în desăvârșire. Și ce face? Vrei dezlegarea cununiei? Îți dă dezlegarea cununiei, dar te dezleagă, te leagă bărbatul, te saturi de dezlegarea cununiei. Și când vezi că ai greșit, începi să spui și la altele, Doamne, dar nu mai întrebe măritat câte zile am eu. Dar de ce nu-ți trebuie? Că n-ai știut ce să alegi. Dacă l-ai fi rugat pe Dumnezeu ca un bun și de oameni iubitor, rânduiește, Doamne, partea sorocită în viața mea și rânduiește-mi cele de folos vieții mele. Vedeai că mai trecea un an sau doi sau trei sau patru sau cinci sau zece și găsai tu pe cel ce trebuie. Dacă ai forțat, Dumnezeu ți l-a dat. De ce? Pentru că n-a vrut să te supere. Asta e una din păreri, prin minte. Și nu-i numai asta. Toate necazurile care le întâmpinați și dați eșec și spuneți la sfârșitul lor, am greșit, dar am mai tras o învățătură. Ei, aceste învățături sunt neascultări și îndrăzneli la Dumnezeu. Și pe ce temei? Deci pe ce temei se bazează oamenii când își argumentează aceste căderi și spun că nu, dar Dumnezeu trebuie să mă îndeplinească, eu știu ce am de făcut. Toate câte credeți, când vă rugați să credeți că le veți lua și le veți avea. Așa spune la Matei și la Marcu, capitolul 9 și 7. Deci ce se întâmplă? Omul crede că Dumnezeu, dacă i-a dat puterea să se roage, de acum el să roagă ce vrea el. Și voi știți, să moară dușmanul, să se întâmple cu tare, să nu se întâmple cu tare, să se rezolve cu tare. Și Dumnezeu nu ține cont de toate acestea. De ce? Pentru că vede că omul e nemitnicios. De-aia le-a spus apostolul, numai la voi să nu fie așa. Că ce s-ar întâmpla dacă și în ceruri ar fi asemenea lucruri? Ce s-ar întâmpla atunci cu Tatăl nostru care spune precum în cer, așa și pe pământ? Niciodată nu-i pe pământ cum e în cer, e cu totul altceva. De-aia credem noi că domniile pământești și stăpâniile puterilor lumești ne duc la rai. Nu ne duc la rai. Solomon, deșertăciunea deșertăciunilor, toate sunt deșertăciune. Nu-i nimic a nou sub soare, Eclesiastul. Se mai întâmplă o chestie. Sau o lucrare, ca să-i spunem. Ne lasă Dumnezeu să cădem și prin fapta bună, crezând că noi facem bine.
Și știți, aceste căderi sunt unele din cele mai periculoase căderi din Ortodoxie. Cei ce cad crezând că au făcut bine, cad și sufletește și rațional. Rațional cade păcătosul când nu i s-a împlinit dorința sau i s-a împlinit și a greșit-o și a tropat-o pe românește. Dar cel ce cade prin fapta bună, ăla este ușa sectelor, ăla este ușa necredinței, ăla este ușa ateismului, ăla este ușa hulei, ăla este ușa mâniei lui Dumnezeu și a urii față de Dumnezeu. De ce? Eu care m-am rugat și nu mi s-a împlinit, eu care am făcut și nu a ținut cont Dumnezeu de mine, eu care am fost așa mie, fel de fel de întrebări bazate pe eu personal care are trei lucruri la bază, înălțarea, cutezanța și părerea de sine. Deci uite unde duce părerea că tu știi să te rogi așa cum trebuie și tu știi să le faci pe toate. De aia cum am specificat și ultima dată, când am vorbit în cealaltă, nu trecem acum că nu repetăm aceleași lucruri de două ori, nu știți ce cereți, este sabia Duhului lui Dumnezeu. Și noi nu știm să cerem, de ce? Avem noi o vorbă în popor. Zice Dumnezeu, întârzie, dar nu uite. Știe El de ce întârzie. Întârzie că nu ne-i de folos. Sau ne dă atunci când merităm. Da? Deci știe că nu ne este de folos. Știe că nu știm să ne folosim de ceea ce cerem. Sfântul Maxim. Știe că nu știm să ne folosim de ceea ce cerem. Toți cer spor la bani. Dă-le la bani, la nebuni, ca să vezi ce fac. Încep să chiuie, să cânte, să joace, să facă lux, să scape copiii din mână, să lasă societatea vraiște și să o ia razna și s-a terminat cu omul. De ce? Cine spune Scriptura? De-ar curge bogăție inima să nu o lipești. De ce? Atunci când tu te bazezi numai pe instinctul pământesc, pe ideea de a avea, greșești. Deci de aia și Dumnezeu trebuie să lucreze în viața ta. De aia aici acuși câștigi, acuși pierzi. Ca să te trezești, băi, uite, și așa se poate întâmpla, și așa se poate întâmpla. Deci Dumnezeu nu doarme. Știe că prilejuiește motiv de înălțare. Câți n-au ajuns mari dintr-un noroc, cum se spune. Ce a avut noroc, așa i-a fost bafta. E adevărat. Unul reușește la facultate și după ce intră la facultate devine necredincios. Altul ajunge medic bun, altul ajunge judecător bun, altul ajunge milițian bun, altul ajunge economist bun, altul ajunge gospodar bun, altul creștin bun. Și se înalță cu acestea ca și cum ar fi a lui. Și apostolul spune, nu te lăuda cu cine e al tău, iar dacă ai luat, de ce spui că nu ai și de dat? Deci la judecată ți se iau darurile. Deci vezi? Deci de aia nu ne dă Dumnezeu că să prilejuiește motiv de înălțare. Și apostolii s-au înălțat de-a dreapta în slava ta, cât ceilalți deoparte cu ei. Nu-i așa? Dumnezeu a pus tron ca să nu-i supere, vedeți, de-abia la sfârșitul veacului. A pus tron de judecată lângă tronul lui cei 12 scauni de apostoli. Una sunt la el. Știe că uităm repede după ce ne face binefaceri. Lucrul ăsta mi-l spuneți dumneavoastră dintre creștincioși. Câți nu și-au rezolvat problemele la biserică și apoi au întors spatele. Mă întâlnesc prin oraș, ne întâlnim prin autobuz, ne mai întâlnim diferite ocazii. Părinte, știți, n-am mai avut timp. Știe Dumnezeu și El uneori de ce n-are timp să ne asculte. Deci altă dată la necaz mă căutai de 10 ori, nu pe mine, pe Dumnezeu, zice Dumnezeu. Și acum, după ce se s-a îndeplinit, nu mă mai cunoști, nu mai ai timp să mă vezi. Ei, El nu ne ajută ca să avem timp să-L căutăm permanent, sau ne ajută cu gramul. Ne dă la suta de grame, nu ne dă totodată, fiindcă uităm definitiv de El. Știe că puterea de a cădea este mai jalnică decât cea de moment. Știe că acum te deznădăjduiești, plângi, urli, te smulgi de cap, te iriți, te enervezi, te superi, te sufoci că nu ți s-a împlinit. Dar te-a scăpat de o primejde mai grea care putea vătăma și partea sufletească decât cea corporală. Și de aia nu ne ajută uneori. Și de toate acestea, ca să terminăm și să nu vă plictisiți, spun un lucru. Nu reiese altceva decât a tot puternicia și a tot știința lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut mie să parafrazez o întâmplare. Una din rugăciunile de la Molifta, de la Litie, de toată neputința și la boli molipsitoare, spune: Tu ești cel ce ucizi și dai viață. Tu ușor faci și bogați și săraci. Dar fiecăruia îi rânduiești cele de folos după a sa putere. Amin, amin, amin.